Emisiune sponsorizată de Condor Oil. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Banii Tăi, 19 și 15, așa cum v-am obișnuit, pe Express TV, emisiuni de interes pentru buzunarele noastre, emisiuni de interes pentru ce se întâmplă, subiecte de actualitate. Cum am promis, încercăm din când în când un nou format de emisiune, în condițiile în care găsim invitați de calitate. În seara aceasta am un invitat, o invitată mai precis, oamenii pe care încercăm să-i aducem în fața dumneavoastră sunt oameni care cu capacități, cu efectiv studii, efectiv profesioniști, care ar putea să schimbe ceva în societatea noastră, care ar putea să schimbe ceva în mediul în care trăim, spre mai bine, bineînțeles. De ce nu sunt lăsați acești oameni să facă? Știm foarte bine, analizăm și vă spunem de fiecare dată, e vorba de nepotisme, e vorba despre incapacitatea de a alege oamenii cu capacități de a alege pe cei într-adevăr capabili să își desfășoare activitatea în domeniul lor de activitate. Am făcut o emisiune mai de mult în care am apreciat activitatea într-o clinică privată. Am spus la momentul acela că mi-aș dori să acest tip de management să fie și în zona publică și în alte zone și în zonele care ne afectează foarte mult. Am încercat să găsim ceva asemănător și oameni competenți. Am în seara aceasta lângă mine pe domnișoara Alina Capăt. O las pe dumneavoastră să prezinte. Bună seara, Alina! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! Aș vrea să începem întâi să prezentăm subiectul emisiunii din această seară. Subiectul se referă la învățământul românesc. Am mai făcut o emisiune în care am spus părerea mea referitoare la învățământul românesc. N-a fost o părere prea bună, prea măgulitoare la adresa învățământului. Aș vrea să începem întâi cu pregătirea ta. Da, tocmai asta vreau să vă spun, că aș putea să vă vorbesc în primul rând din prisma angajatului în sistemul de învățământ, să spunem așa, public, nu în cel privat. În al doilea rând, din prisma absolventului de facultate și în al treilea rând și prin prisma faptului că sunt studentă și la a doua facultate. Plus că pot face o oarecare comparație între sistemul de învățământ din București, de exemplu, și cel de aici. Pentru că prima facultate am studiat-o acolo, acum am absolvit acolo, acum sunt o studentă aici în Galați. Superb! Este exact ceea ce vrem să analizăm în această emisiune. Vrem să analizăm calitatea învățământului, ce se mai poate îmbunătăți. Știm foarte bine că inclusiv studenții au ieșit în stradă să ceară 6% din PIB, să ceară efectiv respectarea legii. Aș vrea să-mi spui ce ai absolvit prima facultate. Am absolvit Academia de Studii Economice din București. Asta este și facultatea de management. La ce ești student acum? Acum sunt studentă în cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați și sunt studentă la Facultatea de Științe Juridice, Politice și Sociale. De asemenea, tot în București am absolvit și un masterat, care iar are destul de multă relevanță, deoarece este un master, un executiv MBA. Perfect. Care ar trebui să conteze destul de mult, cel puțin pentru angajatori, dar care, din păcate, nu are așa o relevanță prea mare. Sau, pentru mine, din experiența personală, chiar nu a contat foarte mult. Nici la angajatorii din București, pentru că am lucrat și acolo o perioadă, iar în Galați nici atât. Bun, deci ce îmi spui tu? Îmi spui că un tânăr foarte bine pregătit ca tine nu prea are mari șanse pe piața muncii. Nu, cu siguranță. Iar, de exemplu, în domeniul în care activez eu momentan, aș putea activa fără facultatea din București, fără master, pur și simplu poate doar cu o simplă facultate. Nu contează în domeniul public, în cel privat. Adică nu este foarte relevant nivelul cu care ești tu pregătit. Calitatea învățământului pe care l-ai absolvit sau pregătirea pe care o ai. Am înțeles. Se spune despre întregul sistem de învățământ că este ineficient, nerelevant, inechitabil și de slabă calitate. Citesc pe hârtie ca să fie un pic mai elegant, să fie un pic
termenii mai eleganți, eu am fost un pic mai dur decât termenii ăștia în emisiunea trecută. Spune-mi dacă e așa, e într-adevăr sistemul de învățământ ineficient, nerelevant, inechitabil și de slabă calitate? Bine că eu n-am o hârtie atunci. Da, tocmai asta am afirmat și anterior. Chiar nu neapărat că este relevant. Din punctul meu de vedere, în cazul în care dorești să înveți, poți învăța în orice facultate, chit că este privată, chit că este publică, deci nu neapărat de asta depinde. Însă, din punctul de vedere al faptului că după ce termini, nu ai mai multe șanse să activezi în domeniu, măcar nu neapărat în domeniul pe care l-ai terminat sau în care ești efectiv specializat, dar măcar în domenii pe lângă, să zic așa. Și atunci, nu neapărat că este ineficient. Eficient este. Dar nu știu cât de mult ajută în găsirea unui loc de muncă. Asta ține... Te rog. Asta mi se pare cea mai mare problemă. Deci nu neapărat că pe mine personal și pentru dezvoltarea fiecăruia dintre noi este foarte important să urmezi o facultate. Însă, acest lucru nu ți asigură că ulterior îți vei găsi un loc de muncă. Acum... Probabil că o să mă întrebați ulterior, nu știu exact, care cred că este calitatea învățământului și aici este o problemă. Să te întreb altceva. Nicăieri în lume un absolvent de învățământ superior nu are asigurat locul de muncă. Exact. Crezi tu că lipsa locurilor de muncă se datorează nivelului scăzut al pregătirii absolventului sau economiei în general? Nu, economiei în general, probabil că toate pleacă iar din partea aceasta politică despre care chiar nu doresc să discut. De la salariile care sunt plătiți profesorii, ei sunt nemulțumiți, atunci nu-și mai dau la fel de mult interesul în fața studenților, implicit a elevilor. Un alt aspect apropo de elevi, am fost de curând în promovarea unei universități, n-are importanță care, și am fost extraordinar de dezamăgită de pesimismul pe care l-au elevii de clasa 12-a. Îi întrebam dacă sunt deciși să vină la universitate sau nu neapărat în Galați, în alt oraș, depinde de nivelul de pregătire. Cred că, nu știu dacă 10% au ridicat mâna să spună că au de gând să urmeze o facultate. Toți sunt foarte preocupați de acest bacalaureat. Nu știu, mi s-a părut foarte dezamăgitor, adică au avut un impact foarte negativ. A fost foarte ciudat. Eu, când am terminat prima facultate atunci, sau când eram în clasa 12-a, nici nu se punea problema să nu numai eu, toată lumea, toată generația mea. Ne gândeam unde mergem la facultate, iar acum, deci au fost... Care ar fi feedback-ul? Ce vor să facă? Să plece. Să plece unde? În Italia, să în Spania? Să plece să emigreze din țară, da? Și acum nu vorbesc mai de liceele care nu sunt de un nivel foarte, adică nu au grad de promovabilitate a bacalaureatului foarte ridicat. Pur și simplu și de licee cu calitate superioară a învățământului. Dar sunt, nu știu, au fost din punctul meu de vedere, adică eu am fost dezamăgită de acest aspect. Deci tinerii din ziua de astăzi se gândesc să plece. Da. Ca o glumiță, aveam niște prieteni de familie și aveam un copil mic și ne-a povestit mama copilului mic că într-o zi, copilul 5-6 ani, că întrebăm pe copii ce ai vrea să te faci când vei fi mare, ce ai vrea să te faci, și răspunsul a fost efectiv zdrobitor pentru ei. Copilul le-a spus: eu vreau să mă fac țigan. M-a întrebat: dar de ce vrei să te faci țigan? Păi ei nu muncesc, ei au bani, nu se duc la școală. Deci asta era impactul. De ce am spus glumița asta? Probabil lipsa de repere morale, crezi tu că e un factor în a reține tinerii pentru a studia? Exemplu, vedem foarte mulți fotbaliști, mulți vor să facă fotbaliști, mari vedete la televizor, vedem foarte mult vedete, semi-vedete, să le spunem, făcute peste noapte numai pentru că au un implant, două implanturi sau ce mai au și așa mai departe. Ar trebui să avem mai multe repere morale în condițiile în care, să spunem că inclusiv președintele e neserios când promite ceva și nu se ține de cuvânt, când vedem clar că cei care sunt miniștri, sunt miniștri care au deja dosare penale, condamnați, necondamnați, dar deja sunt
seriozitatea și loialitatea lor e pusă sub semnul întrebării? Eu cred că totul pleacă, asta este opinia mea, de la bani. Adică un copil, efectiv, nu contează vârsta, mic să zicem, cum ați spus dumneavoastră, că când o să fie mare, el face comparații și vede că țiganul respectiv are tot ce își dorește și că vecinul lui de bloc care a învățat sau știu eu și se duce la serviciu cu un program fix și are datorii sau în fine. Deci face comparație, cred. Și atunci, pentru că nu au putere de discernământ foarte bine dezvoltată, ei aleg partea asta mai ușoară, să zic așa. Numai discernământul e lipsa de discernământ e problema la ei? Sau... Și cred că și educația. Sau văd că sunt tot felul de șmecheri în general cu BMW-uri care scapă din tot felul de mișmașuri și tot felul de șmecherii pe care le fac, sau sunt tot felul de politicieni de duzină care fac ceea ce fac și scapă nepedepsiți. Vedem clar politicieni, colaboratori ai securității cu decizie clară de suspendare din Parlament și nu se întâmplă nimic. Vedem clar politicieni cu decizie în justiție și nu se întâmplă nimic și așa mai departe. Exact, fac comparații, au acces la tot felul de știri, să zicem așa, la care presa în momentul de față consider că este, nu știu dacă prima, dar a doua cu siguranță putere. E a treia putere, e lege. Da, exact. Toată lumea spune. Și atunci sunt efectiv se ghidează după aceste lucruri. Și atunci nu e mai ușor să spui, mă fac și eu șmecher, mă fac și eu țigan. Exact, și atunci... mă duceți într-o direcție spre care nu vreau să deschid subiectul. Exact, chiar și în orașul nostru, față de alte orașe, de exemplu, chiar dacă mergi pe stradă și vezi mașinile ca pe care le conduc oamenii de aici, invidiezi așa puțin orașul din acest punct de vedere. Acum, dacă întrebăm câți lucrează, cum lucrează, de unde și-au cumpărat mașinile sau... Nu știu dacă lucrează cineva în domeniul public sau dacă au program fix sau... Deci și atunci copiii, elevii, studenții, elevii, că de fapt de studenți e puțin cam departe, își doresc aceste lucruri. Este practic, probabil, normal. Sigur. Să alegi partea mai frumoasă, mai ușoară, mai ușoară, exact. Vrea și el să se plimbe cu mașina respectivă, decât să meargă cu preferă drumul autobuzul, că acum o să scoate și maxi taxele, am înțeles. Da. Deci, asta este, pentru care că fac comparații. Care crezi tu că sunt cele mai mari imperfecțiuni ale învățământului românesc, ca să rămânem în registru emisiunii? Tot asta, cred că pleacă de la sistemul de plată, pentru că atunci ei nu mai sunt... Profesorii nu mai sunt motivați, nu-și mai dau interesul. Citeam acum câteva zile despre sistemul de învățământ din Finlanda și chiar mi-a atras atenția foarte deosebit de toți ceilalți, cum că ei, de exemplu, nu au sistem privat de învățământ. La ei toate școlile sunt de stat. Totul este 100% gratis, deci nu trebuie să plătească. Copiii la fel merg de la 7 ani la școală, chiar au un motto, ceva de genul acesta, prin care spun că învingătorii nu se întrec între ei, în sensul că ei mizează mai puțin pe competiții, pe teste. Am înțeles că abia la 16 ani fac chestia asta, iar la ei este foarte dificil să ajungi profesor, chiar e mai greu decât a fi avocat sau altă meserie. Și atunci cred că de aici pleacă totul. La noi știm și cum a fost în ultimii ani. Concurența destul de mare, dar și gradul de promovabilitate foarte mic sau notele foarte mici. Și atunci dacă tu, ca și profesor, vine pregătit în fața studenților sau eventual nici măcar nu știi să te exprimi corect, nu mă motivez nici într-un fel pe mine să-mi doresc să devin ca tine, ca să ce? Că ești supărat, că nu ai, abilitatea sau în fine, să îți exprim punctele de vedere, să mă convingi să învăț practic și să devin ca tine. Și atunci eu n-am nicio motivație. Corect. Și cred că de aici pleacă tot. El e nemulțumit, studentul iar vine, nu-l motivează nimic, nu are de ce să mai vină la facultate și ce rost are, sau de ce să mă chinui ca să iau salariul respectiv, mai bine ajungem la același lucru, plec afară și mă plimb cu nu știu ce mașini.